Dragii mei, o să vă prezint acum exact ceea ce înseamnă nevoia de a pune aceste gâturi de sticlă care să asigure împerecherea mărcilor. Și anume, dacă nu pun, iată cum este aici, o căzut gâtul acela, atunci albina se poate mișca pe margine și foarte ușor. Dacă n-ar fi nici în partea asta-altă, atunci ea trece de aici, primându-se pe fața stupului și se duce la vecina sa. Și când constată că acolo este eventual o matcă neîmperecheată, să zicem că este în perioada în care urmează să se împerecheze, imediat o atac. Așadar, dacă i-am pus gâtul ăsta de sticlă, atunci ea când ajunge pe margine și zboară. Observați cum stă foarte bine numai la poziția aceasta și gata de zboară. Deci asta e. Nu se plimbă ca pe partea asta-altă. Da? Uitați iarăși și aici cum stă albina pe margine și gata să zboare. Să privim și în partea asta-altă. Același lucru se întâmplă și aici. Da? Iată lucru foarte clar. Nu ca din coace unul căzut, albina se plimbă pe margine, se poate duce la vecina și apar necazuri. Așadar, este extraordinar de important să punem aceste gâturi de sticlă. Ei, acum am să vă arăt un lucru. Aici n-am făcut decât să sparg așa în câteva puncte și să încerc eu să vă fac împerechere. N-am nicio șansă aici. Nicio șansă. Iată cum o matcă care tocmai vrea să împerecheze a ieșit, fiindcă am grămădit-o albina din partea cealaltă, a ieșit și în momentul de față albina o face ghem, o strânge, iată, pia beta de ea, este afară și nici afară nu iart. Iată, asta se întâmplă. Deci, albinuțele o strâng din ghem și o supraîncălzește și o omoară. Iată, în momentul de față, prin ce tortură, la ce tortură este supus, prin ce momente grele treci, ce o să facem cu ea? O să încercăm să găsim un bigudiu, să o băgăm în bigudiu acela, să o salvăm. Nu se știe unde putem folosi. Iată cât de tare o strâng, cât de rele sunt, iată. Deci nu o înțeapă, nu o omoară, dar o strâng așa fel încât crește temperatura și moare prin asfixiere. Ia uitați. O trag și o rupă de aripi, de picioare. Nu au decât un singur gând. Hai tu voi, lăsați-o leacă și-o. Încerc să o răresc acum. Ia uitați, este teribil. De nimic nu e o matcă. O matcă, cea mai mare teamă are de propria e albină, propria sa creație. Doar albina, ia uitați-o cât de tare o strâng. Sau de o altă surată a ei, când perioada aceea de ieri din bot, că mai multe și urmează selecția de să bată între ele. Am văzut secvența așa, asta când m-a ieșit și dacă surata ei iese peste câteva secunde, flămândă cum este așa, s-o și repede din ea. S-o repede că atunci cel mai prielnic moment este cât se află în bot, că sau când tocmai asta vrea să iasă. Atunci este momentul cel mai grozav. Și pe acela l-așteaptă ea. Hai să vedem acum ce facem cu asta. Ce să facem? Adică să încercăm să o scoatem din mijlocul ghemului, că e ajunge de când o întinde atât. Ia uitați. Ai, ai, ai. Hai să o punem pe... Uitați cum o țin. Gata, gata să o sufoce. Ea e la capătul puterilor. De când o strâng în ghem aici. Ia să vedem ce
Mai rămas 4-5 albine și aștise 4-5, trag din greu, dia. Nu-i mai reușesc să-i facă barajul tot, barajul ăsta termic, dar așa cum reușesc ele, o strâng, uneori rămân 2 sau 3 și tot așa se agață de ea. Hai tu. Hai, uite asta ce furioasă. Degeaba nu înțeapă. Niciodată albinul își înțeapă propria matcă. Oameni și urmea moare conducătorul, dar ele nu. Deci câte mâine? 2-3. Și astea 2-3. Fac ce știu el să facă mai bine. A, uitați. E flămândă, însetată. Și acum am luat o gură de aia că am scos-o. Ia să vedem dacă nu e chiar moartă de acum. Ce fel o țin în colacetă de aripioare din... Ține mai pomenit. Ia uite. 2 rămas. 2. Și fac tot ce cred ele, mă, de cuvință, ca să o termine. Asta o agățat-o de aripioare. Ia să o dăm pe asta de aia, care țin de aripioare. Să vezi, vedea că dacă o dă așa, ia să ține de aripioare. 200. 2 care s-au uitat așa. El nici nu mai își dau seama că nu sunt mai ele 2 așa. Au, sunt primele care sunt în contact. Așa. Deci iată că a murit tot între timp. Nu cred că mai poate fi salvat, am venit târziu. Hai tu, dai drum. Da, e gata. Își dă duhul, beata de ea. De da un pic de mâncare, nu se poate să-i dai. S-o strânge acolo, așa. Gură către gură. Mai agați un pic. Ia să vedem dacă revine. Nu așa vine. Nu așa mai poate revine. Opa. Tot e mai apropiat un pic de ea. Nu așa mai revine. Nu mai are nicio șansă, iată-te-a. Asta e cluzionată de undeva, vrea să meargă la împerecheat, aștepta, dar au descoperit-o altele care s-au mișcat pe fața stupului. Ia uitați cum se mișcă pe fața stupului. Ce șanse ai să împerechezi așa aici? Așa asta e deosebirea, pentru motivul ăsta am creat, am gândit la gătură și de sticlă. Deci astfel nu poți împerechea. De aceea la vagon sunt probleme complicate la împerechere. Foarte complicate, pentru că se poate plimba albina la un stup la altul și întâi matca care iese la împerechere nu se mai ajunge, nu se mai duce chiar la ea. Și în al doilea rând se poate duce la vecina și o omoară. Alt lucru, uneori poate să intre albina și o găsește și, sigur, e paza, e drept și, dar aici cum stau cu paza la foarte aproape una de alta, nu-și mai dau seama și iată că paza nu-și mai poate face treaba și atunci se pot omoră. Eu am făcut aceste
găurele în dreptul fiecărui, fiecare nucleu, dar fără sorzi zbândă. Deci aici nu se poate împerechea mătcuțile. De când dincolo sunt șanse foarte mari. De aceea am procedat analog și la asemănător am procedat și la vagonașele cele lungi, unde am băgat gâturile cele de pieturi de așa un pic mai mare acestea, pentru ca albina să nu se mai poată, să nu se mai plimbe pe fața stoplă. Deci iată, tot așa am organizat și aici. Da? Deci pentru împerechere avem ideea asta. Și astfel procentajul la împerechere a crescut. Dincolo, când e fața liberă, e gol. Înainte aveam râmpile astea de zbor, urdinișile, acestea, dar apățeam același lucru. Se mișca albina pe față, ducea la vecina sa, mi-o omorea. Atunci am făcut șmecherea asta. Deci, ne adaptăm așa funcții de ideile care găsim pentru a găsi soluții la probleme. Dacă împerechere la vagon nu se poate face, atunci în felul ăsta reușim să facem împerecherea mai bună. Dar, dragii mei, cel mai spectaculos lucru pe care vreau să vi-l arăt este împerecherea la modelul ăsta de stup 3-in-1, acest model pe care l-am creat. Este excepțional ca și randament la împerechere. Aștia sunt stupii, nu, modelul acela. Și pot împerechea acum în toți stupii aceștia să împerechea 3 mătcuți. Iată care este ideea. Fiind râmpile de zbor la distanțe mari una de alta, deci una, două și a treia rampă de zbor în partea asta. Deci, iată că fiecare mătcuță, fiecare stup poate să împerecheze pe serie câte 3 mătcuți. Da? Deci una aici, una în partea asta și în cealaltă în buzunăreal. În clipa de față s-au împerecheat mărcile aici și dacă vreau să le iau și să duc în locurile în care am nevoie, în urmă, dacă am și crescut în altă parte boci, pot să viu să plantez boci. Coeficientul este peste 90%. Dar accidentele acestea, care înseamnă ce? Accidente care înseamnă că o prinde ploaia sau o pasăre o mănâncă. Doar asta. Vedeți? Și aici are tendința să miște pe fața stupului, dar până să ajungă în partea asta, e distanța mult mai mare. Și atunci, iată, vedem una care a intrat cu polen acum. Urinișele sunt micșorate la o singură albină, pentru că deja culesul a stagnat. Însă mai trebuie să spunem un lucru, împerecherea nu se face decât dacă stimulăm familiile. Deci nucleile, dacă nu sunt stimulate, nu le arde lor de crescut puișori, când la ce să mulțească, la ce să facă, când nu au... deci dacă nu au hrană. Așadar, neapărat trebuie stimulat pentru reușita la împerechere. Da. Cam asta este treaba. Am vrut să vă arăt cum își omoară matca, din ce motiv și ce probleme sunt la împerechere. Mulțumesc!